Bună ziua și bun venit la conferința de presă pentru lansarea candidaților Alianței USR PLUS pentru municipiul Piatra Neamț, primărie și Consiliul Local și Consiliul Județean Neamț, președinte de Consiliul Județean și lista consilierilor. Sunt deosebit de onorat că astăzi vom intra într-o etapă foarte importantă pentru Alianța USR PLUS, pentru USR. Să știți că sunt așa de emoționat și am fost așa de emoționat încât aproape că nu am dormit azi noapte. Și o să vă spun și de ce. Pentru că 4 ani de zile, beneficiind de încrederea colegilor mei din USR, am fost singurul ales public din partea acestui partid care nu a avut aleși publici locali, cu excepția municipiului București. Începând cu 27 septembrie, lucrurile se vor schimba în toată țara. În fiecare comună, municipiu și județ va exista o prezență USR Plus. Acest lucru este dorit de către români, pentru că noi vrem reforme rapide. Nu mai avem timp de așteptat. Timpul nu mai este de partea noastră. La aceste alegeri, Alianța USR Plus va participa cu candidați în aproximativ 60 de UAT-uri în tot județul Neamț. Este un lucru mare pentru județ și pentru acest grup de oameni care acum 4 ani nu exista. Bineînțeles, USR a fost un partid parlamentar foarte activ, plus are o prezență alături de USR în Parlamentul European, dar 4 ani de zile, atât timp cât noi am acționat fie în Parlamentul Național, fie în Parlamentul European, nu am avut aleși locali. Va fi o mare schimbare, având oameni care vor fi vocea cetățenilor care doresc schimbare în fiecare UAT. Programul nostru de guvernare județeană va fi unul umanist. Va fi unul care va fi axat pe investiții directe în oameni. Ne-am săturat de proiecte care nu sunt realiste, care nu au o bază reală de investiții, promisiuni false, idei goale de conținut și nerealizabile. Om cu om schimbăm județul în bine. Aceasta este intenția Alianței USR Plus la Neamț și bineînțeles că acesta va fi sloganul nostru pentru această campanie electorală. Suntem un județ care are nevoie de investiții directe în oameni pentru că suntem un județ depopulat, suntem un județ îmbătrânit, suntem în topul județelor din țară cu cei mai mulți români plecați la muncă în străinătate. Cei rămași acasă trebuie să beneficieze de investiții directe în ei. Bătrânii trebuie să beneficieze de investiții directe în chestiuni de sprijin și de ajutor în îngrijire la domiciliu, de exemplu. Școlile cu mici investiții ar trebui să arate decent. Nu ca în Danemarca, nu ca în Olanda, cel puțin decent. Adică cu apă caldă, încălzire și cu toaletele în interior, nu în exterior. De asemenea, mai dorim chestiuni de bun simț pentru județ, care se pot realiza rapid cu bani foarte puțini. Și o să spun nemțenilor, dragi nemțeni, știați că în momentul de față, în județul nostru există doar 5 UAT-uri care au implementat serviciul ghișeu.ro, servicii de interacțiune digitală cu administrația locală. Dintre aceste 5 UAT-uri, un singur UAT din mediul rural. Vânători, felicitări celor de acolo! Dar este prea puțin. Trebuie să ducem aceste servicii în tot județul și acolo unde USR va fi prezent, în Consiliul Local sau prin funcția de conducere primar, viceprimar, acest lucru trebuie să se întâmple. Digitalizarea serviciilor UAT-urilor administrației publice locale în relație cu cetățenii. Mai ales această pandemie ne-a arătat că tehnologia nu este un lux. Tehnologia
este un vehicul de care avem nevoie și pe care suntem forțați să îl folosim pentru a trăi mai bine. În calitate de vicepreședinte USR, voi face acum un apel la responsabilitate din partea premierului Orban. Felicit ce s-a întâmplat la București. Este extraordinar. PSD va deveni istorie în București printr-o uniune a forțelor de centru-dreapta, PNL-USR Plus. De asta aveau nevoie bucureștenii. Dar mai există și un colț de țară care se numește Moldova, unde în momentul de față există o singură înțelegere care este sortită să trimită PSD în istorie, anume la Galați. La Bacău nu există acest dialog și colaborare care să ducă la un protocol comun și la șanse reale de a conduce împreună județul. Nici la Vaslui, nici la Vrancea în momentul de față, nici la Neamț, din păcate, nici la Botoșani. La Iași s-a făcut USL-ul. La Suceava, PNL este egal PSD. Avem nevoie să nu lăsăm Moldova deoparte. Iar ce s-a întâmplat la București ar trebui să se întâmple și în Moldova, dacă ne pasă cu adevărat de această regiune și nu doar de orgolii personale a unor mici grupuri din mici orașe, municipii sau județe, care datorită orgoliilor și mândriei nu pot face posibilă o schimbare radicală cu eliminarea PSD din administrația publică locală. Sunt foarte onorat că sunt astăzi prezent aici, pentru că valoarea cea mai importantă a USR Plus sunt oamenii. Resursa umană deosebită pe care noi o avem în această alianță. Astăzi vom prezenta candidații la primăria municipiului Piatra Neamț, la președinția Consiliului Județean, reprezentanți din partea listei de consilieri pentru candidații la funcția de consilier județean și consilier al municipiului Piatra Neamț. Dar înainte de acest lucru, aș vrea să vorbesc despre unitate. Pentru a putea reuși să colaborăm cu alte forțe de centru-dreapta, a fost absolut necesară o apropiere imediată a unor forțe care gândesc la fel, care au aceleași principii, în care nu există diferențiator și care reprezintă doi plămâni ai aceiași ființe reformatoare în politică, anume USR și Plus. De aceea îi voi da cuvântul colegului meu, Ionuț Meraru, președinte al Plus Neamț. Te rog, Ionuț. Mulțumesc, Ilian. Bună dimineața! Vreau să încep prin a vă mulțumi pentru onorarea invitației la conferința de presă USR Plus, conferință cu ocazia căreia vom lansa candidaturile pentru Consiliul Județean Neamț și Primăria Piatra Neamț. Așa cum m-a prezentat și Iulian, numele meu este Ionuț Meraru și sunt președintele organizației județene Plus Neamț. Ultimele două rânduri de alegeri ne-au demonstrat faptul că Alianța USR Plus reprezintă a treia forță politică a României. Rezultatul obținut în cadrul acestor alegeri ne confirmă faptul că alegătorii doresc continuarea acestui proiect. Așa cum am promis înainte de alegerile europarlamentare, această alianță este formată pentru a produce schimbări importante pe scena politică românească și va continua și pentru celelalte două runde de alegeri, cele locale și cele parlamentare. Prin urmare, astăzi venim în fața nemțenilor pentru a prezenta lista comună USR Plus la alegerile locale din septembrie. Din păcate, actuala situație nu ne permite prezența fizică a tuturor candidaților, însă ceea ce vreau să vă spun este că avem o echipă onestă, profesionistă, cu oameni care vor putea produce la nivelul administrației locale acele schimbări așteptate de nemțeni. Programul de guvernare locală propus va fi un program simplu, realizabil și adaptat la nevoile reale ale comunității. Vă mulțumesc și îi dau cuvântul. Mulțumesc, Ionuț. Mulțumesc. Mai departe, vă voi prezenta candidatul Alianței pentru funcția de președinte al Consiliului Județean.
Câți dintre dumneavoastră faceți naveta între Piatra Neamț și Pângărați, Alexandru cel Bun, Piatra Neamț Roman, Bicaz Piatra Neamț? Destul de mulți nemțeni fac acest lucru. Ei bine, candidatul nostru la funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț este un om care în ultimii 20 de ani a făcut naveta între Shanghai, Hong Kong, Singapore și Australia, sau Africa de Sud, Brazilia și Tunisia. Asta pentru că Florin Zaharia este comandant de navă comercială. Un om care are în gestiune la fiecare cursă valori de milioane de dolari, care răspunde pentru viețile a zeci de oameni. Eu am încredere în Florin Zaharia și aș da conducerea județului pe mâna acestui om. Florin, te rog. Bună ziua tuturor! Mulțumesc, Iulian, pentru prezentare. Deci, mă numesc Florin Zaharia și sunt candidatul Alianței USR PLUS pentru funcția de președinte al Consiliului Județean Neamț. Sunt nemțean, născut și crescut în acest frumos oraș. Iubesc aceste minunate locuri unde am ales să-mi întemeiez o familie, unde am ales să trăiesc și să-mi cresc fica, locuri care au un potențial fantastic de dezvoltare. Sunt comandant de navă și am avut ocazia să vitez foarte multe țări și să observ cum ele se pot transforma în bine atunci când există voință și implicare din partea autorităților și a cetățenilor. Am revenit după fiecare voiaj acasă, în județul Neamț, județ pe care l-am găsit încremenit în timp, depopulat și fără nicio perspectivă. Am ales să mă implic în politică pentru că am nenorocul ca foarte mulți alți pietreni să locuiesc în imediata apropiere a depozitului ecologic de deșeuri din cartierul Vânători. I-aș invita pe toți cei care doresc să-și petreacă un weekend acolo și să respire același aer pe care îl respirăm și noi. Autoritățile nu au reușit până în prezent să vină cu o soluție pentru ca acei oameni să ducă o viață normală, fără poluare și risc de îmbolnăvire. M-am implicat politic și m-am hotărât să candidez pentru această funcție publică, tocmai pentru a schimba modul de lucru al administrației în relația cu cetățenii. Nu numai la Piatra Neamț există un depozit de deșeuri care pune în pericol sănătatea oamenilor. Aproape în fiecare oraș și comună există câte un loc unde se depozitează ilegal deșeuri, iar administrația pare depășită de situație. Am văzut cu toții dezastrul de pe lacul de la Bicaz, au văzut asta și turiștii care au vizitat județul în această perioadă. O comunitate educată nu tolerează incompetența responsabililor de mediu și nici nu contribuie la acumularea ilegală și poluantă de deșeuri. Dar cum să facem educație eficientă când în anul 2020 în județul Neamț încă mai avem multe școli unde toaleta se află în curte, unde sunt clase neîncălzite, fără apă caldă, școli cu acoperișul spart, cu profesori necalificați, ca să nu mai vorbim despre dotările necesare unui învățământ online. Tocmai aceste lucruri care nu trebuie să se întâmple într-un județ, dintr-o țară membră a Uniunii Europene și care trebuie să se schimbe în cel mai scurt timp, m-au determinat pe mine să mă implic politic și să candidez pentru această funcție publică. Mulțumesc colegilor din cadrul Alianței USR Plus pentru încrederea acordată pentru a-i reprezenta în fața alegătorilor. Sunt convins că vom avea sprijinul cetățenilor și vom reuși. Împreună, om cu om, vom reuși să schimbăm fața județului Neamț. Vă mulțumesc! Mulțumesc și mult succes, Florin! Mai departe vă voi prezenta candidatul Alianței pentru funcția de primar al municipiului Piatra Neamț. Uitați-vă în jurul nostru. Trăim într-o perlă. Municipiul este un diamant neșlefuit. Locuim, lucrăm, întemeiem familii în cel mai frumos oraș al Moldovei. Cu toate acestea, foarte puțini nemțeni, pietreni, își doresc să vină în Piatra Neamț și să aleagă piatra ca opțiune pentru ei și familiile lor. Și asta pentru că administrația publică locală nu contribuie la îndeplinirea acestui deziderat de a aduce cât mai mulți oameni care vor să locuiască în cel mai frumos oraș din Moldova. Pentru a ajunge acolo,
Vă vom prezenta un candidat care are grijă de municipiul nostru și care înainte de asta a demonstrat că poate să gestioneze responsabilitatea a sute de hectare de pădure dintr-un parc național, Parcul Vânători. Un loc deosebit. Un loc care atrage mulți turiști și care este bine gestionat. Stimați pietreni, îmi permiteți să vi-l prezint pe candidatul nostru la funcția de primar al municipiului Piatra Neamț, colegul nostru, inginer silvic, Marius Irimia. Te rog, Marius. Mulțumesc, Ilian. Bună ziua, așa cum a spus și Ilian. Numele meu este Marius Irimia și mă bucur că sunt aici în fața dumneavoastră. În primul rând vreau să vă mulțumesc că sunteți aici și vreau să știți că acest lucru este foarte important atât pentru mine, cât și pentru colegii mei din Alianță. Mulți dumneavoastră, cei din presă, mă cunoașteți, sau mai bine spus, m-ați făcut cunoscut ca în urma pasiunii mele, în urma roadelor pasiunii mele, prin care am descoperit tezaure monetare și artefacte foarte vechi. Sunt nemțean, sunt stabilit în Piatra Neamț de peste 15 ani, căsătorit, un familist convins, tatăl unei fetițe de 8 ani, Maria. De profesie, așa cum a amintit și Iulian, sunt inginer silvic, absolvent al Facultății de Silvicultură din Suceava și din 2007 pot să spun că mă mândresc că lucrez în cadrul administrației Parcului Natural Vânător Neamț, unde m-am specializat în protejarea mediului, în păstrarea peisajului natural nealterat, în promovarea turismului și în realizarea hărților digitale. Așa cum bine știm cu toții, Parcul Natural Vânător Neamț este un etalon atât național cât și internațional de bune practici în ceea ce privește protejarea mediului și promovarea turismului. Drept dovadă, Parcul Natural a câștigat locul 3 la gala destinațiilor europene de excelență, ceea ce a făcut ca parcul să fie cunoscut în întreaga Europa. M-am implicat în această competiție deoarece eu cred că primăria, mai bine spus conducerea primăriei Piatra Neamț, și-a uitat scopul pentru care există, acela de a face o viață mai bună pietrenilor. Primăria Piatra Neamț, din păcate, a dat greș. Pietrenii nu sunt mulțumiți de ceea ce le oferă acum conducerea primăriei. Vă spun asta în calitate de pietrean, vă spun asta în calitate de părinte, vă spun asta în calitate de locuitor al municipiului Piatra Neamț, care am primit musafiri și care au plecat dezamăgiți de ceea ce le oferă orașul. Acesta este un motiv prin care noi, Alianța USR Plus, vedem turismul ca pe o reală posibilitate de dezvoltare a orașului. Avem oportunități reale pe care le putem folosi. Putem relua proiecte eșuate pe care să le aducem în actualitate și care să le transformăm în investiții utile. De exemplu, pentru dealul Cozla avem soluții și proiecte ca acolo să realizăm un adevărat pol turistic, o zonă în care pietrenii, dar și turiștii să poată petrece cel puțin, mă repet, cel puțin o zi. Avem soluții și pentru alte zone din oraș, cum ar fi lacurile, reconstrucția și Bâtca Doamnei, situl arheologic Bâtca Doamnei, dealurile Cârlomanu și dealul Pietricica. Avem soluții ca municipiul Piatra Neamț să fie cu adevărat o zonă turistică, nu doar o plăcuță pusă la intrare pe care să scrie stațiune turistică de interes național. Din păcate, Piatra Neamț doar a mimat interesul pentru dezvoltarea turismului. Dar despre toate acestea vom discuta pe larg pe timpul campaniei. Mă bucur că sunt candidatul Alianței USR Plus pentru primăria Piatra Neamț. Este o dovadă de încredere, dar în primul rând este o responsabilitate pe care o voi onora, așa cum voi onora fiecare vot acordat de către cetățeni. Un singur lucru vreau să vă mai spun. Această candidatură nu este un moft. Această candidatură nu este un joc politic, nu este o joacă politică. Această candidatură nu este doar de dragul de a candida. Este o candidatură asumată, necesară unui municipiu care are nevoie de o resetare. Repet, are nevoie de o resetare. Ne-am săturat
doar să ne ascundem în spatele unor datorii și a venit momentul să găsim soluții reale, soluții adevărate, care să conducă la o dezvoltare sănătoasă a municipiului Piatra Neamț. Vă mulțumesc! Mulțumim și felicitări, Marius, pentru curajul tău și pentru determinarea ta. Mai departe, știți că nu poți să administrezi o casă fără prezența unei femei dedicate. Prezența femeilor în politică nu este un moft, nu este o realitate, cel puțin la USR Plus, este o maximă necesitate. Avem femei puternice în USR Plus, iar ele vor guverna comunele, satele și județul. De aceea, fără să spun mai multe, voi da cuvântul colegei noastre, doamna inginer Cristina Năsoi. Te rog, Cristina. Mulțumesc frumos. Trebuie să recunosc că am emoții și este prima dată când vorbesc în public, dar vreau să vă spun, mă numesc Cristina Năsoi și sunt pe lista Consiliului Județean din partea Alianței USR Plus. De ce m-am implicat în politică? Pentru că știu că se poate mai mult, sunt convinsă și putem mai mult. Putem mai mult să oferim oamenilor din acest oraș și din acest județ. În primul rând, milităm pentru transparență. Vrem să știm noi și toți oamenii trebuie, au dreptul să știe ce bani se cheltuie în fiecare instituție publică, ce proiecte urmează să fie derulate, ce viitor avem noi pentru acest oraș și pentru acest județ. Noi, cei din USR Plus, punem binele comunității mai presus de cel personal și cel de grup. Și eu sunt inginer de telecomunicații. Am lucrat într-un domeniu competitiv în care tehnologiile se schimbă foarte rapid. Și tot ce am învățat în sectorul privat se poate aplica foarte bine și în administrația publică. Să lucrăm bine în echipă. Să încercăm să... Nu să încercăm. Să facem lucrurile bine și la timp. Să respectăm termenele. Sunt căsătorită, am doi fii care sunt IT-iști în București. Au crescut aici, au terminat liceul aici, totuși au ales să profeseze departe de casă. Un alt obiectiv al nostru este să încercăm să oferim copiilor noștri motive să se întoarcă acasă, aici, în orașul lor, în județul lor. Și pentru asta este foarte important ca administrația publică, locală și județeană să sprijine consecvent și real mediul de afaceri. Mediul de afaceri aduce bani la buget, mediul de afaceri aduce locuri de muncă, mediul de afaceri aduce competiție, care competiție ne crește în tuturor nivelul de trai. Trebuie să știm ce antreprenori avem, ce nevoi au ei, ce probleme de dezvoltare, să-i sprijinim și să găsim soluții care sunt bine, care, din care avem toți de câștigat. Este important să avem cât mai multe firme și mai ales firme în care e nevoie de calificare înaltă și să sprijinim oamenii în efortul lor de specializare sau chiar de reconvertire profesională. Îmi doresc și sunt sigur că reușim ca în 2024 acest oraș și acest județ să aibă bătrâni mai fericiți, salariați mai bine plătiți și tineri care să nu-și dorească să mai plece de acasă. Vă mulțumesc și vă doresc o săptămână bună! Mulțumesc și felicitări, Cristina! Mai departe, voi da cuvântul unui reprezentant din partea candidaților pentru Consiliul Local al municipiului Piatra Neamț, un om foarte valoros pentru echipa noastră, colegul nostru, expert în audit financiar, Cosmin Asandei. Te rog, Cosmin. Mulțumesc. Bună ziua tuturor.
Mă numesc Constantin Alexandru Asandei și sunt candidat al Alianței USR Plus pentru consilier al municipiului Piatra Neamț. M-am format în cadrul Liceului de Informatică din Piatra Neamț, apoi în cadrul Academiei de Studii Economice București și a Universității Nicolae Titulescu din București, Facultatea de Drept. Spre deosebire de alți candidați ai căror partide debordează de altruism pentru nevoile comunității și de o super experiență în administrație, vă pot spune că motivul candidaturii mele este unul egoist și prozaic. Pentru mine așa nu se mai poate. Îmi doresc să știu că se poate să trăiesc într-un oraș modern, cu o viață socială frumoasă și care să ofere perspectivă economică pentru viitor, atât nouă cât și copiilor noștri. Vreau ca Piatra Neamț să fie o alternativă viabilă în momentul în care ai noștri copii își vor face alegerile pentru viitor. Pentru aceasta, urbea noastră trebuie să ofere un climat social atractiv și dinamic, în care evoluția și modernizarea continuă să fie regula și nu excepția. Să permită posibilități de dezvoltare personală tuturor celor care aleg să locuiască aici. Având în vedere condițiile economice existente, ca rezultat a unei administrații defectuoase a ultimilor 12 ani, este necesar să prioritizăm proiectele prin favorizarea celor cu costuri mai reduse, dar cu un impact cât mai mare pentru comunitate. Un exemplu elocvent pe care l-am propus și pe care îl susțin este transformarea Piatra Neamț într-un hub IT. Orașul nostru să devină un nucleu informatic al regiunii Moldovei, care să atragă firme din domeniu, să creeze locuri de muncă și să fie în același timp și o pepinieră de forță de muncă pentru aceste firme. Împreună cu colegii din Alianță, am pregătit mai multe astfel de proiecte pe care urmează să vi le prezentăm în perioada următoare. Noi, cei din USR Plus, suntem persoane care provenim din diferite domenii de activitate, domenii în care fiecare dintre noi ne-am dovedit eficiența și bunăvoința. Știu că suntem încadrați la fără experiență în administrație de către contracandidații noștri, dar dacă este să le analizăm performanța administrativă a celor care s-au ocupat până acum de urbea noastră, aceștia cu siguranță au excelat doar la capitolul așa nu. A se vedea datoriile acumulate sub administrația PDL-PNL a ultimilor 12 ani, precum și continua subfinanțarea orașului făcută de către PSD prin intermediul Consiliului Județean Neamț. Noi, cei din USR Plus, venim cu o abordare nouă, non-conformistă, out of the box, astfel încât să putem obține maximul din situația actuală. Credem în ideea de costuri minime cu efect maxim și vrem să implementăm această filozofie și în cadrul administrației locale. Cu siguranță, proiectele propuse de Alianță sunt ancorate în realitate și ne pot aduce viitorul dorit. Vă mulțumesc! Mulțumesc din inimă, Cosmin, felicitări și mult succes! Ultimul vorbitor în cadrul acestei conferințe va fi un coleg care este un luptător, care a început o luptă concretă cu reprezentanții unei mafii care se găsește în momentul de față în municipiul Roman. Înainte de a da cuvântul colegului meu, Radu Samson, fac un apel cu maximă seriozitate către prefectul județului Neamț. Domnule prefect, semnați cererea de eliberare din funcție primită de la Autoritatea Națională de Integritate privind incompatibilitatea primarului Micu de la Piatra Neamț. Un om de la Roman. Un om care este declarat incompatibil de ultima instanță, trebuie să facă un pas în spate. De aceea, avem nevoie de luptători, pentru că la Roman lucrurile nu sunt ok. Radu Samson, candidatul Alianței USR Plus la primăria municipiului Roman. Mulțumesc, Iulian. Bună ziua și bine ați venit la conferința noastră, sau bine v-am găsit la conferința noastră, fiind ultimul vorbitor. În primul rând, probabil unii dintre dumneavoastră mă cunosc, sunt președintele USR Roman, candidatul Alianței USR Plus la primăria municipiului Roman. Sunt la a doua candidatură, candidând și la alegerile parțiale din 2017, când fostul primar a abandonat orașul și a plecat în Parlament.
Drept urmare, el nu doar a abandonat orașul, ci l-a lăsat și moștenire unui primar care și-a dovedit nu doar incompetența, ci și reaua intenție, ținându-se cu dinții de scaunul de primar în ultimele 6 luni. Dar asta este o problemă pe care, așa cum spunea și Iulian, doar prefectul o mai poate rezolva. Ziua de astăzi nu e despre politicienii vechi, e despre oamenii noi în politică, e despre echipa USR Plus și despre oamenii care vor schimba fața acestui județ și a fiecarei localități în parte. USR Roman este, USR Plus și Romanul sunt reprezentate foarte bine pe această listă pentru Consiliul Județean. Avem parteneri de încredere în candidații de la primăriile din tot județul. Marius este un candidat deosebit de bun și ce îi diferențiază pe colegii mei și pe mine, deși eu am mai multă experiență în fața camerelor, lucrul principal care îi diferențiază pe colegii mei de politicienii vechi este incapacitatea de a debita gargar în fața camerelor de filmat. Colegii mei nu sunt specialiști în gargară politică. Noi nu suntem specialiști în gargară politică. Suntem specialiști în domeniile noastre. Și a venit momentul să ne luăm viețile înapoi de la acești politicieni care de 30 de ani stăpânesc instituțiile pe care le conduc și le transmit moștenire celor care le cară geanta câțiva ani. A venit momentul ca aceste lucruri să se termine și a venit momentul ca noi cetățenii să ne luăm viețile înapoi și să organizăm societatea și să organizăm fiecare oraș și fiecare comună din Neamț și județul per total așa cum ar fi trebuit organizate începând cu 30 de ani în urmă. Mulțumesc, Iulian! Mulțumesc, Radu! Felicitări și curaj mai departe în lupta ta! Mai departe, la încheierea acestei conferințe de presă, voi da citire numelui fiecărui consilier local și județean candidat la funcția de consilier local și județean prezent aici, urmând ca apoi să aștept întrebări și să oferim răspunsuri. Așadar, Ramona Tofan, Mirela Andrieșoaie, domnul Ioan Gologan, Tiberiu Berbece, domnul Liviu, Lucian Furnica, Corneliu Bontaș, Marinela Apostol, Alin Buzdugan, Iulian Popa, Liviu Crețu, Andrei Sava. Laurențiu Crețu, am spus. Aceasta este echipa noastră. Împreună vom conduce municipiul și județul. Vă mulțumim pentru încrederea pe care am primit-o până în momentul de față, în colaborare cu dumneavoastră, ascultând opiniile și posibilitatea de a îmbunătăți ceea ce noi deja facem, vom conduce atât municipiul cât și județul. Vă mulțumesc și aștept întrebările dumneavoastră. O întrebare pentru candidatul de Piatra Neamț, dacă se poate... Vă rog. Cum ai ieșit din tipicul subiect? Pentru mine sau pentru el? Pentru Marius. Bine? Marius. Tocmai pentru că USR-ul dau justificarea întrebării. De multe ori a fost în clenciuri sau a ieșit în față, poate cu mesaje contradictorii sau mai puțin înțelese legate de familie. Rog pentru lui Irmia să ne spună doar în 40 secunde ce a simțit el ca părinte când copilul lui s-a alăturat proiectului care făcea măști pentru antipandemie. Mulțumesc frumos! Da, chiar nu se vede, dar s-a ridicat părul pe mână. În momentul când a început toată această nebunie, prin sfârșit de februarie, început de martie, am văzut că cei din linia întâi, cadrele medicale, au rămas, să zicem așa, fără materiale de protecție. Atunci mi-am venit ideea de a realiza niște viziere care au fost și sunt și acum folosite de cadrele medicale. Fetița mea era în vacanță. De fapt, toți copiii erau în acea vacanță forțată din cauza pandemiei. Și într-o seară am venit cu materialele de la CNC și am zis nevestei, am zis, haide să ne apucăm să facem repede toată noaptea niște viziere, pentru că dimineața am promis Spitalului Județean Neamț din Piatra Neamț și Spitalului Municipal de la Roman că îi ajut cu câte viziere putem să facem. Și atunci fetița mea a zis, haide tate că te ajut și eu, lasă-mă pe mine să tai acele bucăți de scai care ajută la legarea vizierei de
la spate, ca să poată să stea fixă. Și a zis, oricum, chiar astăzi trebuia să avem o oră de lucru manual, cum ar veni. Și asta îmi prinde foarte bine. Facem și câteva poze, arătăm doamnei ca să vadă că am făcut și lucru manual, nu doar matematică și română. Și numele este Maria Irimia, 8 ani. Mulțumesc și eu. Mulțumesc. Într-o notă destul de serioasă, dar cu puțin umor, vă asigur, domnule jurnalist, că absolut toți cei de aici sunt căsătoriți și 98% au și copii. Cel puțin unul, dacă nu și mai mult. Aceasta este opinia noastră despre ce înseamnă familie și despre ce înseamnă responsabilitatea indivizilor și despre cum vedem noi dezvoltarea orașului și a județului, cu oameni maturi, responsabili, care au trecut cel puțin de acest prim test în viață. Și o întrebare pentru candidatul de la Roma, poate? Cu drag. Radu. Spuneți, vă rog. Cunoscut pentru felul în care ați urmărit și ați punctat, sancționat anumite derapaje, sau pretinse derapaje ale administrației locale din zonă. Chiar n-ați găsit resurse să împărați o machetă care să simuleze primăria, să-i dați pe post de jucărie domnului Micu? Domnul Micu tratează primăria efectivă, o tratează ca pe o jucărie proprie și probabil pentru că a primit-o și moștenire de la domnul Leoreanu își permite acest lucru. Cred că e momentul ca dictatura pe care a instaurat-o PNL-ul la Roman în ultimii 4 ani, și o să mă rezum doar la ultimii 4, această majoritate de 2/3 în Consiliul Local, care a dat PNL-ului mână liberă să facă absolut orice, beneficiind totuși și de fosta apartenență la USL, pentru că atunci când sunt membrii ai echipei PNL din Consiliul Local, vin supleanți din echipa PSD și susțin orice proiect și orice aberație are primarul pe ordine de zi a Consiliului Local. Cred că e momentul ca aceste lucruri să se termine și să nu mai avem la Consiliul Local Roman ședințe de vot viteză. Cea mai rapidă ședință la care am asistat eu în ultimii ani a fost o ședință de 22 de minute în care s-au votat 34 de proiecte pe ordinea de zi. Deci toate proiectele s-au și dezbătut și s-au și votat. E momentul să dăm voce orașului și să aducem în Consiliul Local oameni care nu sunt doar simple marionete ale partidului. Vă mulțumesc! Mulțumesc, Radu! Dacă mai sunt întrebări, răspundem cu drag la orice întrebare. Dacă nu mai sunt, vă mulțumim pentru această participare, vă mulțumim pentru prezența dumneavoastră și așteptăm să ne urmăriți în acest proces și să fiți la fel de deschiși în relația cu noi, atât dumneavoastră cetățenii, cât și votanții și, de ce nu, și media, căruia îi mulțumesc pentru prezența de astăzi. Vă mulțumesc!